Manifestația stradală de duminică este organizată de Platforma Civică Acțiunea 2012, aceeași organizație care în vară a declanșat o campanie de strângere de semnături pentru un proiect de lege ce vizează apropierea dintre România și Republica Moldova. Deși au fost giurgiuveni care au semnat, cei mai mulți dintre ei au fost reticenți din lipsă de încredere. Din păcate, giurgiuvenii au fost destul de reticenți, ne-au mai luat peste picior că ce interese aveți, de la ce partid, dar platforma noastră e coaliție din 30 de asociații apolitice, cine vă plătește, de ce faceți asta, dar s-au strâns destul de mult, un număr destul de mare la nivel național. Totuși, la nivel național s-au strâns peste 200.000 de semnături, suficiente pentru ca proiectul de lege pro Basarabia să ajungă pe masa parlamentarilor. Legea ne impunea un număr de 200.000 ca proiectul să ajungă în discuție în Parlament, deci considerăm că a fost un real succes, iar marșul la care noi așteptăm că vor veni circa 10.000 de persoane duminică, sperăm că va fi o concluzie a efortului depus de noi de-a lungul acelor luni. Pentru a atrage și mai mult atenția asupra proiectului Aducem Basarabia Acasă, duminică la București va avea loc o manifestație de amploare la care sunt așteptate peste 10.000 de persoane. Din păcate sunt bisericuțe și bisericuțe cu ghilimele de rigoare și sperăm să ne întâlnim destul de mulți în fața guvernului, în Piața Victoriei, de unde plecăm, pe traseul Calea Victoriei, Piața Națiunilor Unite, cu punct final zona Parlamentului, Parcul Izvor. Giurgiuvenii care sunt de acord cu unirea Basarabiei cu România pot participa și ei la manifestație. Pot contacta reprezentanții Platformei Civice Acțiunea 2012, însă pentru a ajunge la București trebuie să plătească. Costul transportului dus întors este de 30 de lei.